Admite teu mundo. Mama! Não é possível! E será que tu não superarás com ele? Que é? Não estou chocada! Não te creio! Isso foi tu a dizer! Estou chocada, Freddy! Como você não Hei, salutare gașcă, eu sunt Mibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube. În acest vlog alături de mine este... Picantul cel mai nebun. Băi, dar fraților, mi-a fost așa de dor să facem vlogurile astea așa în formula asta. Băi, orice am face și oricum ne-am schimbat conținutul, mereu ne vom întoarce la cât un vlog de ăsta, pentru că ne umple așa de nostalgie și, nu știu, ne place. Și mai ales vlogul ăsta ne umple de maximă nostalgie, pentru că o să facem primul vlog pe care l-am făcut noi vreodată. Vlogul pe care l-am făcut pentru prima dată pe canalul lui Baby și l-am mai făcut o dată, cred, dar acum este mega special pentru că o să facem chestia asta după 2 ani. Ce o să facem? O să facem testul relației după 2 ani. Nu vine să cred că au trecut 2 ani. Băi, da, vrem să vă spunem că avem o grămadă de emoții. Mai ales că avem chestiile astea în mâini. Nu știu dacă le mai știți voi. Trebuie neapărat să vă uitați la primul vlog. Le-am găsit, frate, nu vine să cred. Baby l-a găsit, de fapt, și sunt super fericită că o să facem la fel chestia asta. În scurt timp o să împlinim 2 ani de relație și m-am gândit să facem vlogul ăsta. Și vreau să spamați acolo în comentarii. Rupeți butonașul de like și hai să-i dăm drumul, mamă, am emoții. A fost mai greu să găsim întrebările, că după 2 ani știm cam orice unul despre celălalt. Plus că la noi au fost 2 ani activi. Adică noi am stat 24 din 7 unul lângă celălalt, ne-am petrecut tot timpul împreună, știm absolut, știu până și ritmul bătăiei inimii, să moară Jacksona, mă mint. Da, am pus și întrebări așa mai dificile, mai complicate, eu una recunosc că am pus câteva așa generale și câteva doar despre mine, să văd acum. Am pus și generale și despre tine și despre mine, adică... Și înainte să începem vreau să vă spun că mi-a fost super, super, super dor să filmez pentru canalul meu de YouTube și îmi cer mii de scuze că n-am fost atât de activ aici. Inclusiv pe Instagram n-am fost activă pentru că primul an de facultate și pentru că sesiune și pentru că mai am 4 examene, am dat 3 până acum și... Ai, ce activ am fost eu? Ce-am purtat... Îmi plac astea cu ce-am purtat. În ziua în care am aflat notele de la BAC. Nu te-ai așteptat la asta, nu? Deci, 3, 2, 1 și... Ce-ai scris? La tine nu se vede. Salopetă albă. Mi-am scris rochia în care te-am cerut. Nu, n-am mai purtat-o niciodată. A fost pentru prima dată când am purtat-o. Lasă ce-mi place, îmi place că se vede. Când m-ai văzut-o îmbrăcată cu rochia aia? Ba da, mi-ai purtat-o o singură dată. După? Și, da, după. După ce m-ai cerut? Da. Mi-am postat și poză pe Instagram. Am ieșit în port să mâncăm. Da, când am aflat notele. Dacă mă întrebai în ce eram îmbrăcată când am avut la 72-a întâlnire, probabil aș fi știut, dar asta cu bacul. Adică, ce vrei să zic? Eu stau acum. Ești gata, puiule? Să afli întrebarea mea personală pe care nu o să știi niciodată. 3, 2, 1 și... Ce Adidas am purtat la prima întâlnire? Ba da. Ba da, știu. Da? Ai gata? Da. 3, 2, 1 și... Dolce Cabana. Da, Dolce Cabana. I-am scris D și ceva aici, am scris Dolce. Da, băi, guys, ma, ce zic, mai lăi cu chestia asta. Dar tu știi foarte bine că eu sunt foarte atentă la detalii. Da, da, înseamnă că am mai vorbit bine despre chestia asta, că n-ai cum să știi. Nu, n-am, țin minte, când am dat jos din taxi. Da. Da, că a fost reacția mea, mamă, ce înalt ești. Da. Și te-am analizat așa din cap până în picioare și voiam să văd dacă ai ceva înalt în picioare. Erau și alea un picuț înalte, dar și tu erai înalt. Și apoi ești și mai înalt. Eram mai scund atunci. Da, cu te înalță și mai mult. Fii atent, dar la asta vreau să răspundem mega repede. Hai. Pregătește-ți asta. În ce lună am făcut un an și 3 luni? Hai, 3, 2, 1 și... Dar asta era mai mult de calcul. Mai. 2 mai. Da, 2 mai. Eu iau punctul. O să spun întrebare la care nu o să știi răspunsul, dar o să fii simpatică când o să te gândești. Și de-aia ți-o și pun. Vreau să te văd când te gândești, că e simpatică. Deci, câte plușuri ți-am luat până acum? Aaaa, forță, bă, talento!
Multe, mai ales câte surprize. Nu sunt chiar așa de multe. Ți-am făcut multe surprize, dar nu ți-am dat așa de multe plușuri. Ba da, odată când eram la benzinărie și ai venit așa random cu mine. Ai venit așa random la mine cu un ursuleț super colorat, uite iubire, și m-am extra bucurat. Sunt gen destul de multe plușuri. A, cred că le știu, ia stai. Nu sunt așa. Din câte mi-aduc eu aminte, da, nu sunt, stai că nu sunt așa multe, că ți-am zis să nu mai iei. Păi la mine se știe deja răspunsul. Și 6. Nu te cred! Și adică între 5 și 7. Păi am zis să fie sigură, ai măi. Pe asta am spus, alege 2, m-am gândit că scrie 5 și 6. Cred că pe asta ți-am mai pus o dată la un test, dar nu mai știu exact. Cu ce eram îmbrăcată? Nu te uita la întrebări. Ce eram îmbrăcată prima și prima dată când ne-am întâlnit? Cât o vorbeai tu de prima dată când ne-am întâlnit? Și îmbrăcată? Da. Nu știu cu ce... Hai că eu nu mai scriu, nu că eu știu. Nu știu cu ce haine erai îmbrăcată pentru că eram atent mai mult la ochii tăi, dar nu știu. Nu știu, nu mai scrie, spune, că sunt multe de zis. Și măcar dacă nimerești una... Te aveai geacă? Ce geacă? Da, ce geacă? O geacă neagră, niște blugi. Ce culoare? Nu e, nu identeamnă, nu? Ce culoare? Negri. Și sus aveai o bluză. Ce culoare? Neagră. Asta nici eu nu mai știu. Și în picioare? Și în picioare aveai toc. Ce culoare? Negri. De ce ești așa zvios? Ai zis bine așa. Aaa, mă, e cu d-astea? Pantofii negri. Ok. De tocurile negre. Blugii negri. Geaca. Geaca, sincer să fiu, nu mai știu ce geacă aveam. Așa și sus ce aveai? Aveam... o jachetă din blug. Și dacă stau să caut, știu că am un bumerang din seara aia cu mine de când am ajuns acasă. Bine, hai că-ți dau punctul. Sexy lady. Ce am mâncat la prima întâlnire? Poftim? N-ai mâncat la prima întâlnire, ai băut. N-am mâncat nimic la prima întâlnire. Nici unul dintre noi doi. Ne-am întâlnit. Nu știu 100%. Ce puteai să-ți iei de acolo? Nachos sau nu ți-ai luat? 5, nimic! 4, asta e răspunsul meu. 3, 2, 1... Nimic! Nimic! Da! Yes! Ea e foarte bună! E foarte bună, chiar nu cunoști. Da. De ce dată am luat permisul? Eee... Ar trebui să știi. Îți zic pe ce dată ți-a și venit, dacă vrei. Adică, pe ce dată l-am luat, la modul că am terminat examenul, când mi-a zis nu instructorul, polițistul, că sunt azi... Aaa, gata, știu. Ar trebui să știi. Ți-am și zis recent ceva. Da. Gata? 2, 1 și... 5 ianuarie? Da, 5 ianuarie. 5 ianuarie? Da. Știam că e gen după Revelion. Și de aproape de Sfântul Ion, 7 ianuarie. Da, 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 da. Eu sunt și îți voi pune o întrebare foarte, foarte grea. Uimește-mă, așa ești până toate. Fix. Câte kilograme aveam când ne-am întâlnit? Poți să pun aproximativ? Da, poți să pui, îți dai seama, dar nu cred că... O diferență de 5 kg? Nu, e prea mult. Câte? Gen 3. Hai. Deci poți să adun sau să scazi... 71 de kg. Poți să adun sau să scazi 3, da? 70. Da. Hai, ghicit. Wow, asta e importantă pentru mine. Dacă nu o știi, sunt foarte dezamăgită de tine. Nu-mi place cu astea. Deci o să fiu mega supărată. Se lasă cu ceartă, cu scandal dacă nu o știi pe asta. Nu-mi place cu astea. Deci e super importantă pentru mine. Pentru că știi că contează foarte mult pentru mine. Știi, zâmbetul, ochii, dantura, mirosul, gen parfumul, contează enorm pentru mine. Și ar trebui să știi când și unde ți-am spus pentru prima dată că îmi place zâmbetul tău. Gen, îți făcusem, cred că ăsta, nu știu, un compliment super mare și știu că tu te și emoționase așa un pic. Am dat cu virgule și cu zero și cu minusuri și cu de toate, a?
Da, eu zic fără să așa, ca să nu... Ea a fost la începutul relației. Eram împreună. Eram împreună, nebunule, că nu-ți ziceam așa. Stai că cred că știu. Stai, să zic eu. Știu! Ai zis. La petrecerea lui Cătălin. La petrecerea lui Cătălin, când ne făceam pozele alea, acolo mi-e prima dată, pe canapea acolo. Acolo și ce dată era? Valentine's Day. Da. Nu vine să cred că ai ținut minte. Bă, sunt cred. Băi, dacă nu mă gândeam așa. Da. Și m-am dus cu gândul prima dată la pozele alea, pe care mai ai pozele alea. Normal. Le făcuse ce mai știu, poze, n-aș, nu așa, la ce pot, că mai știu. Frate, cât de cred. Wow, nu vine să cred, să cred, să cred nu. Și cu șoferii. Antonio Pican, iubitul cel iubit. Nu s-a schimbat deloc. Ce frumos, apreciez. Și chestia asta ce facem noi aici e gen live, gen noi nu ne-am vorbit, noi nu știm întrebările de dinainte. Nu, chiar nu le știm, chiar suntem curioși să vedem dacă ne cunoaștem după 2 ani. Ce am făcut când am plecat după surpriza din pandemie? Știi că ți-am făcut o surpriză. Deci în timp ce eram în pandemie, nu mai am fost de 2 luni de zile și am venit la tine și te-am surprins în timp ce tu dormeai. Am stat câteva zile și după a trebuit să plec înapoi la Moreni. Și înainte să plec, cum am reacționat? Ce am făcut? Ai plâns. Am plâns amândoi. Sigură? Da, ai plâns pentru prima dată. Exact, am plâns pentru prima dată. Ai plâns pentru prima dată în fața mea. În fața ei, da. Bine, că prima dată am plâns. Dar am plâns rău de tot, bă, băieți. Picantă, plăcioasă. Da, nu vine să cred că ai ales întrebarea asta să o spunem. Ce frumos. Picantul pângăciosul, a plâns picanțelul. Că nu mai ai zis să se prințesa de mult timp. Eu chiar, în adâncul sufletul meu, mă vedeți pe mine așa mai... Mă vedeți mai eu rău, mai așa mai... Mă vedeți că scot acum bruceagul, dar eu... Ce? Nu te vede nimeni de așa, garantez. Un suflet destul de sensibil. Chiar e un suflet foarte sensibil și foarte bun. Și da. Asta iubesc cel mai mult. Așa că... Stați în casele voastre, băieți. Și că mă face mereu să râd. Haide. Cu ce eram îmbrăcată? Când m-ai sărutat prima dată. Aaa, nu vrei să spui că... Spune măcar partea de sus. Zi măcar partea de sus, nu mai scrie. Spune, repede. Maleta. Nu. Nici nu mai știi. Ba nu, e un fel de, dar nu e. Bluză. Bluză, da, e altceva. Bluziță. Nu. Era un body. Ba, da, era un body portocaliu. Da! Asta e mai să știu dacă mai știi culoarea. Da, ce mi-a sărit vocea. Și avea o geacă. De blugi. Ba da, avea o geacă de blug. Ba da. Ba nu, aia a fost la prima întâlnire. Am combinat un pic, că știi ce vreau să... Dar pui punctul, că am știut culoarea la body. Bine. Body. Body. Care este cea mai mare frică a mea? Mamă, nu mă, știu. Mă pune asta cu că vreau să fac acum un vlog, poate îmi fără cineva idee. Mamă, nu știu. Nu știu, de ce mă tem eu cel mai mult? După 2 ani de zile nu știu. Da, deci nu e să cred că nu știi după 2... Deci după 2 ani de zile... Tu care... știi de ce? Am justificare. Mereu mi-ai arătat că ești neînfricat și că mă protejezi pe mine și că ești puternic lângă mine. Și nu știu care ce frică ce avem amândoi cu vrăjeală. Știu! Ce? Să mă pierzi pe mine. Asta clar, asta era din oficiu. Care-i frica mea, puiule? Dar știi, chiar ți-am spus în ultima perioadă, pentru că n-am mai postat pe YouTube și pe Instagram și tot mă frământ așa, dar nu e... Se leagă. Frica de? Statistici. Nu. Matematică. Privește. Poftim? Ce asta? O minge, un cerc. Da, e o minge, da. E o minge. Și mingea se duce... De rateu? Mingea se duce în... Da, de a da în bară. De asta ți-e frică? Eu am arătat o minge și o bară și mi-a zis de rateu. De asta ți-e frică să o dai în bară? Da, de eșec, mi-e frică de eșec. Mi-e frică să nu... Stai liniștit, iubire, nu o să eșuezi niciodată. Mi-e frică să nu eșuezi. Pentru mine nu o să eșuezi niciodată și mai ales pentru urmăritorii noștri care ne susțin. Vreți să vedeți, dacă mă vedeți că stau mai ciudat așa cu mâinile, e ca în febră musculară, că m-a apucat de sală. Și eu stau un pic mai așa pentru că am lucrat spate.
coatele și mă doare rău. Mâine o să stau așa ca T-Rex. Eu așa o să merg până casa. O să mai fac cu toată. La asta am răspuns repede. Cu ce am fost îmbrăcată la majoratul meu? Păi tu ți-ai făcut majoratul? Hello. Hai zi, 3, 2, 1 și... Rochie. Ce culoare? Silver. Frate, mă enervezi. Ah, gata, știu, roz. Faci mișto în momentul ăsta. Că am rochia în cap, o vizualizez, dar nu mai știu ce culoare are asta. Mamă! Te-ai puțin! De se lasă cu supărare și cu nervi, chiar nu sunt șocat. Sunt șocată, frate, cum să nu știu? Albastră! Albastră, gata, știu. Adică culoarea mea preferată și așa, și să nu ții minte că așa mi-am dorit rochia. Și că avem poza aia care a făcut 100.000 de like-uri pe Instagram. Am în cap. M-am supărat. Avem în cap poza aia pe care ți-ai făcut-o la pat. Ce aia? Avem în cap poza aia pe care ți-ai făcut-o în pat. Și în pat avem numai baloane roz, chestii roz. Și am zis eu, îmi vede așa alb, roz. Ceva, după mi-am dat seama că m-am uitat la astea. Sunt foarte supărată. Ha, păi ușor, îmi pare rău, gata. Chiar am știut ce ai purtat. O rochie. Rochiță frumoasă. Rochiță frumoasă. Îți spun și cum era. Cu de-astea pe aici, așa, frumos, așa, și până la genunchi, așa. Și albastră. Foarte frumos materialul, că te-am ținut în brațe, în poza aia din parc. Vrei să spui și unde am făcut poza în parc, ai făcut o poză, vrei să spui și cadourile pe care le-ai primit de majorat ca să mă scot? Bine, gata. Deci eu așa, băiat atent și... Iubire, știi că eu ți-am spus primul, te iubesc. Da. După cât timp de relație ți-am spus te iubesc. Hai, scrii. Mamă, dar tu ții minte ziua de ai putut să calculezi? Aproximativ. Uite, frumos scrie eu. Eu? Tu scrii foarte... Uite ce mișto scrii tu. Mie nu mi-a plăcut cum am scris. 3 weeks, man. 3 săptămâni sau o lună am scris eu. 3. Vai, sunt prea bună. 3 weeks. Not doing so. Că uite ce frumos scrii. Not doing so much. Bine, și pentru că suntem pe vlogul nostru, ți-am pregătit. De asta nu știai. O rundă fulger. Deci o rundă fulger, vreau să răspund super repede. Pe cum adică da? Pentru că suntem pe vlogul? Pe vlogul meu. Păi ai zis al nostru. Aceeași chestie. Nu? Da. Mă rog, voiam să zic pe canalul meu de YouTube. Mă simt ca la acest pun românii. Runda fulger. Hai, adică să eu am voie să te testez mai mult. Plus că eu sunt fata. Hai, zi, repede. Ce aș mânca oricând, oriunde, indiferent de situație? Căpșuni. Mamă, nu lucrezi bine sub presiune. Ciocolată? Nu, o mâncare. Mâncare, mă mâncare cu grână. Nu, și smântână. Și smântână. Nu se pune pumn. MBS. Ce-mi place, da, am scris și eu în paranteză. Ce-mi place să fac când am timp liber? 3, 2, 1 și... Netflix. Da. Care a fost ultimul serial pe care l-am văzut înainte de sesiune? 3, 2, 1 și... Înainte de sesiune, Scadiada aia. Elita. Da! Cum îmi place să-mi fac unghiile de obicei? 3, 2, 1 și... Nude. Bravo! Și astea sunt un picuț mai greuțe. Care a fost prima bijuterie pe care mi-ai dat-o tu? Înțișor. Da, cu chestia albă și am zis eu că înseamnă foarte mult pentru mine că alb... Numele meu, Bianca, înseamnă alb în italiană. Înseamnă pur. Și da, mi-a plăcut la nebunie. Repede, care a fost până acum cea mai crazy experiența noastră pe care am făcut-o împreună? 3, 2, 1 și... Când am plecat la mare, la 1 dimineața și ne-am întors la 8 dimineața. Și asta, nu, am făcut prea multe chestii mișto și frate, crazy. Frate, crazy, am... În da, 7 ore noi zic... ne-am dus, ne-am și distrat la Constanța și ne-am și întors înapoi. Și v-am să la zic de parasailing ăla. Parașuta în Bulgaria. Și aia a fost. Da, aia chiar, deci aia chiar. Deci chiar avem multe chestii, da, mișto pe care le-am făcut. Da, și asta a fost. Da. Asta. Care a fost a doua piesă pe care am lansat-o împreună? Nu. Aia. Eu tu și pielea ta pe mine. Ce? Eu tu și pielea ta pe mine. Aia, nu? Și ultima. Spunem două lucruri pe care le-am primit de la tine și sunt extrem de importante pentru mine. 3, 2, 1. Da, fix pe asta l-am scris și eu. Bate. Deci ne cunoaștem foarte bine după 2 ani de zile. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. Nu uitați să rugăți butonul de like. Dacă v-a plăcut acest vlog, să lăsați acolo multe comentarii. Cu la mulțumesc pentru că în curând cuplul vostru preferau acest 2 ani.
și lăsați-ne în comentarii cât mai multe idei pe care vreți să le facem. Știm că vreți și prank-uri, dar și idei, challenge-uri și așa mai departe, ca să vedem ce vă doriți voi să mai vedeți pe canalele noastre de YouTube. V-am pupat tare, tare, tare! Și ne vedem data viitoare! Pa!